Ce? Du-te, bă, de aici. Nu te supăra. Dacă merge cu urechile, probează-i și coada. Nu, că are coada mică. Ca ursul. Și eu dacă... Hai să facem un test, fii atent. Stai așa. Văd că acum ești atent. Bă, da, sunt foarte atent la tine. Poți să-mi citești gândurile? O fac cu urechile pentru mine. Fii atent, o să te întreb câte ceva, așa, și să vedem ce emoții îți produc întrebările mele. Da, de-abia aștept. Știu că îți plac animăluțele, că doar de aia sunt și eu aici, în emisiune, fizicindu-mă. Așa că... Tot felul de animăluțe. Tot felul. Băi, animăluțe. Să știi că eu nu sunt un tip clasic, cum ar veni cățeluși, pisicuțe, nu știu ce. Eu sunt pe veverițe. Păi tocmai vreau să te întreb. Păratoni, parici. În perioada... Așa trebuie să-mi stea asta pe frunt? Vreau să te întreb dacă obișnuiești să te joci cu pisicuța. What? Mi-e teamă să nu o fac game, dar mă joc cu aia bengaleză, sau cum se cheamă. Nu cred! Bă, termină că... Ia uite că moriși că a plecat. Da, a pus coleg. Mai întreabă-mă. Ia uite că a luat o razna. Văd că deja una e la stânga, una e la dreapta. Da, e o nebunie, da, ce se petrece acolo. Stai așa, se vadă și la aici emisiunea, a fost nebunia asta. Bun, mai întreabă-mă. Păi dacă poți să-mi dai și coada sau aia îmi dă nu, din nimic? Nu, coada e atașată, asta nu, se mișcă. Nu, poți să dai din nimic, da. Nu. Există o versiune, Există o versiune și de coadă, interactivă, da. Dar încă nu este. Hai că mi s-au plăștit urechile, mai întreabă-mă. Încă nu, se plăștesc doar dacă ești trist. Trebuie să te gândești la ceva trist. Gândește-te la ceva trist. Dacă ai rămâne fără codița pe care nu ți-o dau eu. Deci ai fi foarte trist. Și dacă sunt nervos așa, dacă vin nervii capului, nimică. Nu se întâmplă nimic. Înseamnă că sunt nervos artificial. Nu mi-e frică. Așa, mai întreabă-mă să văd cum reacționez. Păi trebuie să fii foarte atent. Când ești atent, deja s-au ascutit. Pac. Când ești în mod attention activated, ele se îndreaptă să ascuțesc. Aha, una face tuc-tuc-tuc. Se mai mișcă câte una. Atenție maximă, concentrează-te. Așa, acolo. Și acum bucură-te că sunt aici la emisiune cu tine. Nu e efectul scontat. Eu am încercat. Nu e, dacă nu trebuie să fiu, nu pot cu textile, că intră în rezonanță cu, da, am înțeles. Cum să ții așa ceva, mă? Păi este foarte simplu, având în vedere că personajul meu din această melodie pe care noi am creat-o așa pentru a ne pisici, a sări și a ne bucura astea 3 minute cât mai ascultăm și noi muzică. Așa am zis să... Păi de ce, dragul meu, câți ani ai? Eu? Da. 36. Mulți înainte. În curând. Știu, este vreo 10 am creme ani. Bune. Băi, să nu-mi citiți, băi, gândurile, că s-a mai văzut CIA, NBC, astea, FBI. Simona! Da, sănătate! Simona! Înțeleg că te bucur că mă vezi. Nu, mă bucur că-ți văd pantofii. Sandalele! Tot timpul ne uimești la capitolul pantofi. Ia uite cum îmi fac urechile numai când mă gândesc la pantofii. La pantofii tăi, mă ia capul, da? Pantof! Ah, Simona! De cât timp ne știm noi, Simona? Ia uite cum mi s-a plăștit tâna. Să știți că Simona râde super sincer, e ca urechile astea, nu se poate, nu poți să faci pe nimic. Despre ce
Simona. Despre ce vorbim astăzi, Simona? Despre inimă. Că mi-aud inima în ureți. Și uite cum se învârt. Păi, da. Hai să vedem. Cum ne îngrijim inima vara și mai ales cum o protejăm de variațiile de temperatură. În zilele toride, inima poate avea probleme de sănătate. Și atunci este foarte important să avem grijă, chiar dacă ne știm. Ți se tot învârta urechile. Că am auzit de vară. Dă-o naiba inimă. Dacă nu vara asta o forjez la maxim, să văd dacă ține. Da, mă apuc de... vreau să o duc la maxim. Cum bagi lemne în sobiță până se înroșește, așa fac cu inima vara asta. Auzi? Ce s-a întâmplat, Răzvane? Mă, dacă mi s-au cloștit așa pe ochi. N-are... ochii de la vârstă, dănuțe. Băi, aveți grijă cu senzorii, bă. Fiecare unde are. Uite senzorii. Și găina. Bă, da, până acum ceva timp era așa. Ce era, Răzvane? Era falice, bă, ăsta falice era, uite, așa stătea. Odată. Auzi, și în curând? Era, păi și în curând. Oleu. Să văd de oi. Dragii mei,